președinte, eu nu sunt de acord cu amânarea. Am văzut o anumită poziție a actualului ministru al justiției care interpretează de la sine putere deciziile curții. Discutând de abuzul în serviciu, dumneavoastră îi spune că nu trebuie să fie un prag. Deci dacă așa gândește ministerul sau colectivul care gândește în acest moment modificările la codul penal, e același colectiv care a elaborat codurile penale. Deci eu personal nu mă aștept de la actuala conducere a Ministerului Justiției la o îmbunătățire a condițiilor și a legislației în vigoare.